Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cânt din suflet de român. Eu sunt Alina Trastău și vă invit să rămâneți în continuare alături de mine, dar și alături de invitații mei speciali din această seară de sărbătoare. Iată că am ales să petrecem alături de prieteni dragi într-o locație superbă, Sfânta Seară de Crăciun. Și primul invitat pe care îl și invit aici alături de mine este o fată frumoasă, un suflet deosebit. Este vorba despre Doliana Tarpeș. Bun găsit, vă spun și eu. Mă bucur să fiu, așa cum ai spus și tu, într-un cadru minunat, alături de oameni dragi, așa cum ești și tu pentru mine, un om drag. Și mă bucur că petrecem această seară împreună cu telespectatorii tăi, telespectatorii care în această seară vor fi și ai noștri, ai mei și ai colegilor. Mă bucur, Doliana, că ești alături de noi, alături de acești colegi minunați. Și vom sărbători alături de toți telespectatorii Sfânta Seară de Crăciun. Aș vrea să te întreb ce le transmiți celor de acasă și ce sentimente te încearcă în această seară de sărbătoare. De fiecare dată sărbătorile sunt făcute pentru a ne aduce mai aproape de oameni dragi. Sunt lăsate pentru a ne îndrepta sufletul, mintea, gândirea către credință, către Dumnezeu. Și bineînțeles și în acest an vom fi în familie, vom petrece alături de oameni dragi, așa cum suntem și aici la Teleeuropa Nova Lugoj. Și bineînțeles că le doresc telespectatorilor multă, multă sănătate, pentru că se încheie un alt an. Le doresc să fie un an foarte bun cel care vine și eu vreau să fie un an al superlativelor. Am mai spus-o și am să o spun de sărbători acum, pentru că toții ne dorim anii ce vin să fie mai buni decât cei care au trecut. Sănătate, împlinire și neapărat credință în 2014. Pot spune așadar că 2013 a fost un an norocos pentru tine, nu-i așa? Pot să spun așa și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru toate realizările din acest an. Au fost frumoase și au fost multe pe plan muzical, dar și pe planul celălalt al televiziunii și nu mai vorbesc de familie, pentru că Dumnezeu mi-a dat o familie frumoasă, un soț minunat și părinții noștri au fost mereu alături de noi de 3 ani de când suntem împreună și de când formăm o familie. Și un an, bineînțeles, de când suntem cu hârtii. Foarte frumos, noi, toată echipa televiziunii TNTV Lugoj, vă dorim la mulți ani să aveți o căsnicie frumoasă, să aveți multe reușite împreună și eu zic să le cântăm celor de acasă, nu? Și să petrecem să împreună. Facem asta, știm cel mai bine. Să-și petreacă frumos în această seară alături de noi. Haideți să o ascultăm, dragii mei, pe Doliana Tarpeș. Mi coboară când îi vorba de-al meu sat. O spun eu s-o știu și alții că-l mai bine în Banat. Preobraz lacrimi coboară când îi vorba de-al meu sat. O spun eu s-o știu și alții că-l mai bine în Banat. Maica mea se graiu dulce ca preamuri milețeni, într-un colț de inimioară până mor aici rămân. Mai mulți prin lume nu știu-n minte ce-or avut,
acordat tăpită amară, și străinii deși-ori iubit ori plecat mai mult spre-n lume, nu știu-n minte ce-și-ori avut. Acordat tăpită amară, și străinii deși-ori iubit s-ori lăsat copii și mamă, și cășcoale în urma lor, tot cătând aur prin lume ori găsit aman și dor. Cu mințe-s oamenii, Doamne, care-n satul lor rămân, și-n fănina adăpită toată dragostea și-o pun. Cu mințe-s oamenii, Doamne, care-n satul lor rămân, și-n fănina adăpită toată dragostea și-o pun. S-o împart la toții din casă, potolesc foame și drag, și mai lasă o bucată un străin de vine-n prag. Așa să-și iubă nățănii și nima nu-i o schimba, cât o fi lume să fie, tot curat s-or rămânea. Așa să-și iubă nățănii și nima nu-i o schimba, cât o fi lume să fie, tot curat s-or rămânea. Nu mai zic de omenie, o și scot din mâna lor, de grai porce cânce gol, se nu-i despart așa ușor. Aia mi-i spăloasă, Doamne, n-am vorbit să-ți mulțumesc, că ai făcut așa minune, ca-n vanat eu să trăiesc. Să-i las sfinți, să-ți facă o fată anii fericiți. Singura avere am fost pentru voi, să nu știu când toate vi le dau înapoi. Se părința-mi, Doamne, ție-ți mulțumesc, cu binile lumii am să-i răsplăcesc. Ia sub toată una cu brațele largi, și-or fi pentru mine suflet cele dragi. Și tot ce-ați făcut, nu cred că se poate să-mi fi dat mai mult. O viață înainte, pe un drum frumos, dragostea curată și-l las păcimos. Se părința-mi, Doamne, ție-ți mulțumesc, cu binile lumii am să-i răsplăcesc. Ia sub toată una cu brațele largi, și-or fi pentru mine suflet cele dragi. Ați luat cinereța, cu mine s-o împărțiți,
Cine oare în lume, dacă mă gândesc, m-ar fi dat o clipă fără să-l plăcesc? Pe părința-m, Doamne, ție-ți mulțumesc, cu binile lumii am să-i răsplăcesc. Ia sub toată una cu brațele largi, și-or fi pentru mine suflet cele dragi. Azi în pieptul meu, îi dând drag o parte, alta de dor greu. Că și eu pot face multe pentru voi, dar mai mult aș cere anii înapoi. Se părința-m, Doamne, ție-ți mulțumesc, cu binile lumii am să-i răsplăcesc. Ia sub toată una cu brațele largi, și-or fi pentru mine suflet cele dragi. Se părința-m, Doamne, ție-ți mulțumesc, cu binile lumii am să-i răsplăcesc. Ia sub toată una cu brațele largi, și-or fi pentru mine suflet cele dragi. Dragii noștri, ca de fiecare dată, Lucian Drăgan Junior, așa cum îl știți cu toții, a fost alături de noi și va fi cu siguranță și pe tot parcursul emisiunilor noastre. Iată că și în această seară de sărbătoare a venit tocmai de la Arad, nu Lucian, da, până la Lugoj pentru a sărbători împreună Sfânta Seară de Crăciun. Lucian, ce le transmiți celor de acasă? În primul rând, bine v-am găsit, mă bucur din suflet să fiu alături de voi. De fiecare dată când sunt invitat, cu mare plăcere accept invitația. Ce pot să le urez decât sărbători fericite, un Crăciun fericit, anul care vine să fie cât mai bogat și cât mai bun ca și ăsta care a trecut, și sănătate, că de asta avem toată lumea nevoie. Și să știi că lugojenii așteaptă să te vadă cât mai des pe micile ecrane, și să fii prezent atunci când te invităm, special aici la noi, la Lugoj. Cu mare drag, de fiecare dată o să-mi fac prezența. Foarte frumos, dragii mei, eu vă propun să petrecem în continuare alături de Lucian Drăgan. Galileea, bună seara a lui Crăciun. O fecioară viețuia, ce Maria se numea, bună seara a lui Crăciun. Nazaret era orașul unde i-aș avea lăcașul, bună seara a lui Crăciun. Într-o zi Maria sta singură și se ruga, bună seara a lui Crăciun. Când deodată ce văzu casa toată se umplu, bună seara a lui Crăciun. De-o lumină ca lumina de la soare, bună seara
a lui Crăciun. Îngerul Gavril intrase la Sfânta Fecioară în casă, bună seara a lui Crăciun. Și din zborul i se opri, bucură-te, îi grăi, bună seara a lui Crăciun. Nu te speria, Maria, că vei naște pe Mesia, bună seara a lui Crăciun. Fiul al Domnului va fi și Iisuse, va numi bună seara a lui Crăciun, care cu puterea sa va împără a lui Crăciun, care cu a sa putere ne va mântui de rele, bună seara a lui Crăciun, bună seara a lui Crăciun, bună seara Crăciun, bună seara a lui Crăciun. Sus în altul cerului, la porțile raiului, este un pomar înflorit cu petale de Dumnezeu, judecând pe robul său. Știi toate ce ți-am spus, când în rai eu te-am adus. Dar tu nu m-ai ascultat și din pom tu ai mâncat. Pentru tine moșa dame mi-au bătut piroale-n palme, în palme și în călcâie, mila Domnului să fie, mila Domnului să fie.
dragii noștri, iată că lângă noi a sosit și lugojana noastră frumoasă, Daiana Chișozan. Bună seara, Daiana, draga mea, și bine ai venit alături de noi și alături de colegii noștri dragi. Bună seara și bine v-am găsit. Vreau să le spun și eu, telespectatorilor, un Crăciun fericit alături de toți cei dragi. Mă bucur, iată, că în această seară specială pentru noi toți ești alături de noi. Cu siguranță că toate gândurile tale, nu, se îndreaptă special către familia ta. Normal, normal. Noi te ascultăm cu tot dragul, Daiana Chișozan. Asta-i seara de Crăciun și Maria-i tot pe drum. Umblă-n sus și umblă-n jos ca să-l nască pe Hristos. Hainele erau cam unde, uscate n-avea de unde. Bună seara, Moș Crăciun, zise Maria. Lasă-mi patul tău ca să-l nasc pe fiul meu. În pat nu te pot lăsa, că n-am unde m-așeza. Du-te-n grajul vitelor și te așează în iesnea lor, că vitele n-au ce-ți face, te lasă să naști în pace. Voi cai blestemați, în lume să n-avesați, numai ziua de ispas și atunci numai un ceas. Voi începa rumega, durerea îi alina, fiu-ați voi, voi altuiți și de oameni mult iubiți. Dragii mei, emisiunea noastră specială continuă aici, la Lugoj, într-o locație superbă, alături de artiști minunați și mă pregătesc să-l invit alături de mine pe nimeni altul decât Florin Pistrilă. Bună seara și ne bucurăm pentru deosebită onoare de a vă avea aici alături de noi, într-o seară specială, în Sfânta Seară de Crăciun, alături de toți colegii noștri. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim frumos de invitație. Ce le urați, eu știu, celor de acasă, telespectatorilor? În primul rând, telespectatorilor noștri, pentru că ei sunt de fiecare dată, de fiecare sărbătoare, la fiecare filmare, ei sunt alături de noi. Și bineînțeles, celor dragi de acasă, prietenilor și colegilor, la toată lumea, le doresc să aibă sărbători fericite, un Crăciun liniștit, cu lumină în casă, cu voie bună în suflet, și distracție plăcută la toată lumea. Vă așteptăm să știți cât mai des aici la Lugoj, pentru că lugojenii așteaptă să vă vadă cât mai des și în spectacole și pe micile ecrane, în diferite emisiuni de folclor. O să vin de fiecare dată când o să mă invitați, dacă timpul permite, cu mare drag. Dragii noștri, haideți să petrecem alături de Florin Pistrilă. Un bogat și un sărac din lume odator plecat.
ce prelume ai alaltă, ori bătut la rai la poartă. Ce prelume ai alaltă, ori bătut la rai la poartă. Sfântul Petru odășchis, la sărac așa-i o zis, sărașe ai suflet bun, tu vei fi bogat acum. Ți-ai ajutat, din puținul tău le-ai dat. Măi bogace, măi bogace, prelumea ai avut de toate. Alții foame ori răbdat, și tu nu ce-ai îndurat. N-aveai milă, ai fost zgârșit, acum vei fi pedepsit. Săracul inimă bună, o primit precap cu nună, drumul i s-o luminat, la Dumnezeu o pleca. Îi cântau pentru el să bucura, iar calea bogatului drept la poarta iadului. Spini și bolovani plină, era frig, n-avea lumină. Om bogat și om sărac, care îi mai câștiga? Om bogat și om sărac, care îi mai câștiga? Să vege ceva-n păr, două fire de argint. Parcă nu vine să cred, când, Doamne, am împătrânit. Mi se vege ceva-n păr, două fire de argint. Parcă nu vine să cred, când, Doamne, am împătrânit. Am crezut că nici
niciodată nu am să îmbătrânesc. Am crezut că-i fi tot cinări, să-mi tot petrec să trăiesc. Am crezut că niciodată nu am să îmbătrânesc. Am crezut că-i fi tot cinări, să-mi tot petrec să trăiesc. Crezut că numai mie mi se văd anii prăfrunce, da, mă uit la mei precini, au și ei fire cărunce. Am crezut că numai mie mi se văd anii prăfrunce, da, mă uit la mei precini, au și ei fire cărunce. Am crezut că niciodată nu am să îmbătrânesc. Am crezut că-i fi tot cinări, să-mi tot petrec să trăiesc. Am crezut că niciodată nu am să îmbătrânesc. Voi fi tot cinăr, să-mi tot petrec să trăiesc. Oglindă și mă mir de ce mă arată. Doamne, anii cum ce schimbă și cine eram odată. Mă uit seara în oglindă și mă mir de ce mă arată. Doamne, anii cum ce schimbă și cine eram odată. Am crezut că niciodată nu am să îmbătrânesc. Am crezut că-i fi tot cinări, să-mi tot petrec să trăiesc. Am crezut că niciodată nu am să îmbătrânesc. Am crezut că-i fi tot cinări, să-mi tot petrec să trăiesc. La vreo toți fișorii vin, lai, lai, la. Țin răchia, țin răchia într-o mână și-ar juca o săptămână, lai, lai, la, la. În căraș, în căraș Severin, la vreo toți fișorii vin, lai, lai, la. Țin răchia, țin răchia într-o mână și-ar juca o săptămână, lai, lai, la, la. Bănăța nu joacă, frumos prâu poartă, la 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 la. Joacă bănăța nu, joacă cu toniamu, la 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 la.
mai brâu, brâu de la munce, de unde e răchia dulce, lai, lai, la. De la Bozovi și de Boșeț, de Pușnic și Pârlipăț, lai, lai, la. Ăsta-i brâu, brâu de la munce, de unde e răchia dulce, lai, lai, la. De la Bozovi și de Boșeț, de Pușnic și Pârlipăț, lai, lai, la, la. Bănăța nu joacă, frumos brâu poartă, la 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 la. Joacă bănăța nu, joacă cu toneamu, la 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 la. Brâu-i brâu și bănăța nu-l știe, ca să-l joci frumos ce-mi bie, lai, lai, la. Iau năince, joacă fișorii, și-apoi se prind piacilii, lai, lai, la, la. Brâu-i brâu și bănăța nu-l știe, ca să-l joci frumos ce-mi bie, lai, lai, la. Iau năince, joacă fișorii, și-apoi se prind piacilii, lai, lai, la, la. Bănăța nu joacă, frumos brâu poartă, la 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 la. Joacă bănăța nu, joacă cu toneamu, la 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 la. Când o fită către dimineață, când se duce nașul acasă, lai, lai, la. Muzicanțe să pitre cu foc, păcimașul ies la joc, lai, lai, la, la. Când o fită către dimineață, când se duce nașul acasă, lai, lai, la. Muzicanțe să pitre cu foc, păcimașul ies la joc, lai, lai, la, la. Bănăța nu joacă, frumos brâu poartă, la 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 la. Joacă bănăța nu, joacă cu toneamu, la 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 la. Bănăța nu joacă, frumos brâu poartă, la 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 la. Joacă bănăța nu, joacă cu toneamu, la 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 la. Dragii noștri, iată că petrecerea noastră continuă și bineînțeles că nu se putea să organizăm o ediție specială a emisiunii Cânt din suflet de român fără a o invita pe draga mea colegă Maria Di Draga. Maria, draga mea, bună seara și bine ai venit alături de noi! Bună seara și bun găsit, vă spun și eu, atât ție, Alina, cât și telespectatorilor dragi. Mă aflu pentru prima dată la această televiziune și vin cu bucurie în suflet și cu mare drag. Ținând cont că am dat de niște oameni calzi, de niște persoane care m-au așteptat cu mâinile deschise și care fac lucrurile așa cum trebuie. Emisiunea este făcută în stil autentic, frumos și trebuie să-ți urez succes în continuare cu emisiunea pentru că te descurci minunat. Cât despre sărbătorile ce sunt în perioada aceasta, vreau să urez tuturor gazdelor, tuturor telespectatorilor multă sănătate, multă dragoste, multe bucurii și anul ce vine să le fie unul mai bun, mai frumos, mai roditor, mai plin cu bucurii și cu oameni buni. Așadar, sărbători fericite tuturor! Maria, draga mea, vreau să te întreb, pentru că iată, ne apropiem de finalul anului, cum a fost anul 2013 pentru tine? Anul 2013, deși poate părea un clișeu, a fost unul extrem de roditor, extrem de frumos. Am lansat un nou album în acest an, numit Mulțumesc Banatului, pe care îl dedic cu drag tuturor iubitorilor de folclor adevărat. Și, bineînțeles, am onorat diverse spectacole, diverse evenimente din viețile oamenilor și cred că a fost un an fructuos în acest sens și poate în mai multe sensuri decât doar în acesta. Dragii mei, eu zic să ascultați în cele ce urmează melodiile Mariei, pentru că sunt pregătite în prima audiție pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru toți telespectatorii noștri dragi și, bineînțeles, pentru toți bănețenii care o iubesc pe Maria Di Draga. Vreme bună, vreme aleasă, slobozi!
Dragoțenie gazdă în casă, c-am venit să colindăm, pe Hristos să lăudăm. Îi vremea colingelor, ler și iarăle, vremea sărbătorilor, ler și iarăle. Ale și iarăle, toți cu bucurie sfântă, ale și iarăle. Thank you.
și-o-i cânta o viață întreagă. Că trăiesc o zi cât două și viața-mi pare ca nouă. Cânt la lume că mi-e dragă și-o-i cânta o viață întreagă. Că trăiesc o zi cât două și viața-mi pare ca nouă. Toacele petrec cântând inima de soare plină. Cât mai trăiesc pe pământ, cânt la lume n-am o cină. Căci am pătimit, dar râdul leșie numai pământul. Dar eu cânt pământul tașe, binele la mine se-ntoarce. Toacele petrec cântând inima de soare plină. Cât mai trăiesc pe pământ, cânt la lume n-am o cină. Inima de soare plină. Cât mai trăiesc pe pământ, cânt la lume n-am o cină. Alături de noi a sosit și cunoscutul instrumentist Stoian Mirciov. Bună seara și bine ați venit alături de noi, vă înmânesc și microfonul. Cu siguranță vreți și dumneavoastră să spuneți un Crăciun fericit tuturor acelor care în aceste momente se uită la noi. Crăciun fericit cu ocazia celei mai frumoase sărbători și cele mai fericite a Universului. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici alături de noi și eu propun să vă ascultăm. Stoian Mirciov. Thank you.
dragii mei, iată, petrecerea noastră continuă aici, într-o locație superbă, la televiziunea TNTV Lugoș, în cadrul emisiunii speciale realizate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Cânt din suflet de român. Eu mă pregătesc să-l invit alături de noi pentru a petrece pe Ionică Ardeleanu. Bună seara și bine ați venit alături de noi! Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi în această seară specială și cu siguranță și cei de acasă se bucură să vă vadă. Vreau să vă întreb, cum este Crăciunul în țară și cum este Crăciunul peste hotare? Crăciunul în România e cel mai frumos, ca niciunde în alt loc. Mă bucur și eu că sunt între colegii mei, aici între prietenii mei, alături de telespectatorii noștri. Le doresc un Crăciun fericit, un an fericit și toate cele bune. Cu siguranță cei de acasă vor avea o surpriză pentru că vor urma mai multe emisiuni speciale și într-una din acele emisiuni mai ar trebui să le spunem, nu să le dezvălim de spus, Ion, o să fiți unul dintre invitații noștri speciali pe care noi dacă îi vom sărbători. Deocamdată o să le cântăm acum pentru că suntem în sfânta seară de Crăciun și cu siguranță, așa cântăm cum am mai spus, frumoasă, așa. Se vor bucura să vă vadă și să vă asculte. Desigur, mulțumesc! Ionică Ardeleanu. Oameni buni cu suflet bun, toți în seara de ajun. Oameni buni cu suflet bun, toți în seara de ajun. Se adună șezători și colindă până-n zori. Se adună șezători și colindă până-n zori. Hai cu toți să colindăm, slavă Domnului să-i dăm. Hai cu toți să colindăm, slavă Domnului să-i dăm. El a venit pentru noi să ne scape de nevoi. El a venit pentru noi să ne scape de nevoi. Doamne-n casa mea, așa mică cum e ea. Vino, Doamne-n casa mea, așa mică cum e ea. Și mă-nvață tot ce-i bun, azi în seara de ajun. Și mă-nvață tot ce-i bun, azi în seara de ajun. Dă, Doamne, bine la toți, de la bătrân la nepoți, și la anul ce-o veni să avem doar bucurii, să avem doar bucurii. De românii mei de acasă,
acasă și de țara mea frumoasă. O inimă și suflet mare, ca românul nimeni n-are. Aici și străinătate, românul-i primul la toate. Ca românul nimeni n-are. Aici și străinătate, românul-i primul la toate. Și câmpiile mănoase, mulți cu turme de mioare, oameni buni cu suflet mare. O inimă și suflet mare, ca românul nimeni n-are. Aici și străinătate, românul-i primul la toate. Ca românul nimeni n-are. Aici și străinătate, românul-i primul la toate. O inimă și suflet mare, ca românul nimeni n-are. Aici și străinătate, românul-i primul la toate. Dragii mei, iată că ne apropiem încet încet de finalul ediției speciale Cânt din Suflet de Român, pe care am realizat-o special pentru dumneavoastră. Și alături de noi este, ca de fiecare dată, binecunoscutul interpret Ionică Ivan, căruia îi mulțumim pentru prezența domniei sale alături de noi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație, îți mulțumesc din suflet, atât ție cât și minunatei echipe de la televiziunea de la Lugoj, iar dumneavoastră, tuturor telespectatorilor, să aveți un loc de sănătate, să aveți cele mai frumoase sărbători alături de cei dragi și să nu uitați, oameni buni, sărbătorile iarăși vin. Ionică Ivan. Sărbătorile iar vin, să petrecem să ne veselim. Oameni buni, oameni buni, sărbătorile iar vin, haidați să ne veselim. Să bem, să cântăm, să ne bucurăm, că o viață oameni buni avem. Să bem, să cântăm, să ne bucurăm, că o viață oameni buni avem. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin.
pentru noi, pentru toți, sărbătorile frumoase, ne primim cu bucurie în casă. Pentru noi, pentru toți, sărbătorile frumoase, ne primim cu drag în casă. Cântă muzica, ni dragă viața, și la anul dar fi tot așa. Cântă muzica, ni dragă viața, și la anul dar fi tot așa. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Dumnezeu și ne-o da, noi tot lui mulțumim, că e vremea mai bun ca să fim. Dumnezeu și ne-o da, noi tot lui mulțumim, că e vremea mai bun să fim. Nu mai dușmănim, nici nu lăcomim, lumea asta nu o împărățim. Nu mai dușmănim, nici nu lăcomim, lumea asta nu o împărățim. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Doamne, ce frumos, ce frumos e la români, când sărbătorile vin. Ce bărbat se plâng de dor, cred că dragostea e a lor. Dragostea e o travă dulce, la necas fă multe dușe. Ce bărbat se plâng de dor, cred că dragostea e a lor. Dragostea e o travă dulce, la necas fă multe dușe. Când pui suflet și iubești, câciodată rău pățești. Te înșală și inima și tot face cum vrea ea. Eu zis lumea de mândră, că mă-nșală cum vrea ea. Și mă-ntreb de azi înainte, să cred lumea ori mă mince. Eu zis lumea de mândră, că mă-nșală cum vrea ea. Și mă-ntreb de azi înainte, să cred lumea ori mă mince. Când pui suflet și iubești, câciodată rău pățești. Te înșală și inima și tot face cum vrea ea. Am văzut cu ochii mei, nu-i mai cred, mă mint și ei. Zic că nu-i adevărat și că eu m-am înșelat. Și
și-am văzut cu ochii mei, nu-i mai cred, mă mințuie. Zic că nu e adevărat și că eu m-am înșelat. Când pui suflet și iubești, câciodată răpățești. Ce înșală și inima și tot face cum vrea ea. Prea mult în ea. Pățește omul, pățește, când nu știe și iubește. Am pățit rău cu mândră, am crezut prea mult în ea. Pățește omul, pățește, când nu știe și iubește. Când pui suflet și iubești, câciodată răpățești. Ce înșală și inima și tot face cum vrea ea. Mare iarnă a picat-o, florile sunt galbe. Toate oilor speratu, florile sunt albe.
dragii mei, ediția specială a emisiunii Cânt din suflet de român, iată că a ajuns la final. Eu sunt Alina Trastău și vă mulțumesc din suflet dumneavoastră tuturor telespectatorilor pentru faptul că ați rămas până la final alături de noi. Le mulțumesc tuturor invitațiilor mei din această seară de sărbătoare. Mulțumim gazdelor noastre, și anume restaurantului Royal din Lugoș. Mulțumim din suflet brutăriei Ardelean din Lugoș. Iar eu, împreună cu toți colegii mei, vă spunem dumneavoastră sărbători fericite!